cu aniversarea în acest an, acolo se împlinește 30 de ani de distanță. Dar care a avut, o să auziți și prin muzica, a avut o nostalgie față de cultura mare europeană. Acum, dumneavoastră sunteți majoritari. Sunt și concerte unde publicul e minoritate. Noi suntem întotdeauna 8, dumneavoastră sunteți mai mulți și mă bucur să fiți cât mai mulți. Dar mare parte din dumneavoastră sunt literați. Vă n-aș vrea să vă supărați pe mine, atunci vă voi afirma că fenomenul muzical savant sau cult european a fost unic prin aceea că el nu a avut corespondențe, analogii în alte culturi. Literatura europeană a avut, eu cred că marea poezie indiană sau chineză sau alte fenomene analogice pot fi comparate cu literatura europeană. La fel, plastica, pictura japoneză, pictura chineză, poate fi comparate cu marea pictură europeană. Dar un Beethoven, un Bach, un Mozart, nu poate, nu avem corespondență în alte culturi. De aceea, fenomenul muzical este, dacă vreți, pecetea culturii europene, de tip cult.
de tip savant. Și Bach este unul dintre principalii exponenți ai acestei culturi. În cealaltă parte, Cantemir a reprezentat o muzică închisă. Fenomenul tradițional, turcesc oriental, dar și românesc, dacă vreți, muzica tradițională românească, este un fenomen închis. El nu evoluează, el se naște și moare subit. Dacă se întâmplă acest lucru. Nu este primeditor. Nu există genii care să le multiplice, să le sporească și care să nască estetici după estetici, stiluri după stiluri, direcții consecutive și așa mai departe. Deci sunt culturi opuse, de aceea eu nu l-aș asemăna pe Cantemir cu Bach, nici n-au cum să se asemene. Ci aș pune în două luni diferite, complementare însă, și dumneavoastră să ascultați astăzi muzica lor. O să mai încerc să punctez pe aici, pe acolo, anumite caracteristici, ca să fiți mai lămuriți față de ceea ce ascultați. Vom începe cu o fugă de Bach. Deci începem cu Bach. Iar fuga nu este aceea rușinoasă și sănătoasă. Este un gen muzical care s-a născut prin coacerea unui fenomen care este contrapunctul, polifonie. Adică cântatul pe mai multe voci. Și această polifonie în cultura muzicală europeană este de două feluri. Una reprezentată de Bach, și anume polifonia imitativă, o să ascultați o temă care este imitată, ca un ecou, la toate vocile. Asta este polifonie imitativă. Iar fuga este corolarul, ca formă, ca arhitectură, vorbeam de arhitectură în simpozionul nostru, este forma arhitectonică cea mai elocventă a polifoniei imitative. Mai există polifonie superpozițională, când se suprapun două melodii sau mai multe melodii diferite, care nu seamănă. Dar asta este specifică pentru secolul 20 și nu pentru Bach. Deci, o fugă de Johann Sebastian Bach, care face parte dintr-un ciclu de fugi. Bach a scris 48 de fugi pentru clavecin, mă rog, strămoșul pianului, care ciclul acesta se cheamă Fort Temperit de Sclavie. Ați auzit de clavecinul bine temperat. Thank you.
scris pe o singură roșie. El este reprezentantul monodiei. Vă spuneam în sală, în aură, că este o mare deosebire între monodie și melodie. Noi folosim cuvântul melodie, că așa ne-am obișnuit. Dar nu e corect. Melodia este o succesiune doar de înălțimi, de frecvență. Pe când monodia presupune o șiruire, o consecuție de obiecte sonore. Obiect sonor putând fi și nuanța, foarte piană, putând fi și doar ritmul, putând fi elemente jargotice, de culoare, de antelopa sonorului și așa mai departe. Deci monodia include și melodie. Catenir a scris monodii, una dintre ele chiar așa este denumită și o să ascultați puțin mai târziu. Acum veți auzi de ce am venit cu lucrarea de pentru poezoră. E vorba despre un beșe. Beșe este un gen muzical, așa cum e doina la noi. Așa cum e cântecul lung, un cântec specific pentru acest spațiu oriental, în special în peninsula Anatoliei, pe care Cantemir, nu știu dacă l-a scris, l-a compus, dar în orice caz l-a găsit, circulat pe care o rană și a reușit să-l noteze. Dar nu să-l noteze oricum, să-l noteze în așa fel încât să-l poate cânta orice turc. Aici este formidabilă contribuția lui Cantemir, care a reușit să unească, să unifice sistemele multe de notații care circulau la acea vreme în Turcia. El a reușit să creeze o semiografie, spunem noi, un sistem de notație care să fie valabil în toate zonele Turciei și orice turc, găsind o partitură, un beșe de acest tip, să cânte relativ identic cu cel care poate fi găsit în celălalt colț sau turci. Și ascultăm pe Ana Maria cântând un beșe de cântice ca mine. Bach crea aceste dansuri, dar le amputează de
caracter, doar dansant. Deci la Bach nu mai poți să dansezi pe muzica dansurilor respective, cu toate că denumirile au rămas. Așa cum a rămas denumirea de Sara Brandt, într-o suită numărul 5 pentru violoncel solo. Sara Brandt, pierzându-și caracterul coreografic și rămânând ca piesă muzicală în sine. Apropo de Sara Brandt, ea era considerată în secolul XVII și o bună parte din secolul XVIII, un dans clasic. Și era aproape interzis, în Spania era interzis cu desăvârșit. Asta pentru că muzica respectivă avea un metos care îndemna la lene sau la alte lucruri mai puțin ortodoxe. Atunci era interzis. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat numai în lumea occidentală. S-a întâmplat și în Grecia antică. Acolo unde anumite scări, anumite moduri care aveau etosuri specifice, erau interzise. Pentru că îndemnau la, tot așa, la lene, la neprezență, la odihnă prelungită. Așa mai departe. Deci ar trebui și noi să avem interdicții în muzică, poate. Și ascultăm pe Anca, cântând această Sara Brandt din suita numărul 5. Este omofonie, adică armonie. În toate vocile intonează acorduri. Este o melodie, dacă vreți, spațializată. Și o a patra categorie sintactică este eterofonie. Ce înseamnă eterofonie? Înseamnă existența a două suprafețe sonore, sau densități sonore, care se alternează. Monovocalitatea și plurivocalitatea.
Poate vorbesc prea tehnic. Ca să înțelegeți, imaginați-vă o coloană de o armată, cum se cheamă, o coloană de soldați care mărșăluiesc și care la un moment dat trebuie să treacă printr-un tunel în care încape câte unul. Nu mai încap câte 5, 6, 8, 10. Numai câte unul. Deci, în momentul în care, înainte de a ajunge la tunel, coloana aceea de soldați realizează plurivocalitate, sunt mai multe voci. În tunel este univocalitate, că merg câte unul și în viață. Și pe urmă, iarăși când ies din tunel, iarăși se planifică și așa mai departe. Asta este heterofonie. Sau în cultura noastră populară muzicală există numeroase exemple de heterofonie. Doi lăutari se întâlnesc și când aceeași melodie. Dar ei știu variante diferite ale aceleiași structuri originale, ale aceleiași paradigme. Și improvizează. Sunt diferențe și sunt suprapuneri, identice. Asta este heterofonie populară. Să auzim o heterofonie pe care aș fi imaginat-o ca întâlnire cu trei secole în urmă. Acest marș al verzișilor a fost utilizat, poate o altă variantă, a fost utilizat de Mozart în Răpirea din Sărani și apoi de grup în aceste doi mari compozitori de operă occidentală. Iată că există și coincidențe. Rodica Lungeanu și Alexandru Troia.